Bună regăsit, doamnelor și domnilor, la o ediție specială a emisiunii Raportul de seară. Punem în discuție astăzi o activitate care a produs multă emoție în comunități întregi din țară și din județul Suceava. Ne interesează numai Suceava. Încă din anul 2013 a pornit un vuiet prăpăstios din pădurile Putnei, chiar dintre zidurile celebrei mănăstiri. Călugării s-au revoltat și au reclamat abuzuri care se consumau în preajma mănăstirii. Din preajma monumentului. Aveai senzația atunci că a venit cineva, a pătruns în curtea mănăstirii și, Doamne ferește, încerca să scoată osemintele marelui voievod moldav din criptă. Apoi a venit, doamnelor și domnilor, rândul, știți foarte bine, rândul unor suceveni, unor comunități din județ să se plângă de aceleași nedreptăți sau să formuleze nemulțumiri față de o situație pe care o credeau periculoasă pentru ei și pentru mediu. În toate aceste întâmplări, doamnelor și domnilor, avem un numitor comun, o firmă care se ocupă de prospectarea geologică a solului. Câțiva termeni am strecurat și noi, tehnici, așa am citit pe celebrul internet. Motiv pentru care vom avea astăzi un dialog cu doi reprezentanți ai firmei vizate, și anume Societatea Comercială Prospecțiune SA București. Avem în studio doi invitați pe care îi prezentăm în ordinea importanței funcțiilor. Mai întâi domnul Marius Mirea, director de producție la Prospecțiune SA. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Mulțumesc că ați răspuns invitației noastre. Alături de domnul Mirea, doamna Andra Sas, manager marketing și comunicare la aceeași firmă. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Vă mulțumesc încă o dată că ați răspuns invitației noastre pentru a lămuri niște lucruri, niște situații și chiar să înțelegem și noi cum e această activitate de prospecțiuni. Avem două titluri pentru ediția de astăzi. Mai întâi, ce pericole generează activitatea de prospectare pentru comunități? Al doilea titlu, ceva mai încolo, care este, care va fi mesajul Societății Prospecțiune SA pentru populația din județul Suceava, pentru populația acolo unde această societate intervine. Cum a fost, este șederea de câteva zile în această zonă? Sunt probleme? Nu suntem de câteva zile în zonă. Avem aproape 3 luni de zile de activitate în zonă. Uh-huh. Am început activitatea pe nou proiect în luna noiembrie, iar din luna ianuarie am început chiar înregistrările de date geofizice. Aș vrea să prezint... Vreți să intrați rapid în miezul problemei? Mm-hmm. Eu voiam să constat că să mai propun în discuție o constatare că prezența dumneavoastră produce multă emoție, multă pasiune pe unde treceți. Și mă refer mai exact la colegii dumneavoastră care se deplasează în teren. Care e pulsul acum în teren? Puteți să răspundem amândoi, pe rând. Pulsul este foarte bun, avem sprijinul comunităților locale, nu avem niciun fel de problemă, oamenii sunt foarte înțelegători și ne ajută, ne sprijină în activitatea noastră. Aș vrea mai întâi să precizez un lucru. Compania noastră, compania Prospecțiuni, este o companie românească de servicii în domeniul geologic și geofizic. Avem peste 65 de ani de activitate. A fost înființată în 1950. Pe parcursul anilor am avut diferite denumiri. Înainte de Revoluție se chema întreprinderea de prospecțiuni geologice și geofizice București, iar după Revoluție Prospecțiune SA. Activitatea noastră principală este achiziția de date geofizice și de procesarea acestor date. Ca să vă explic ce înseamnă această achiziție de date geofizice, este o ecografie pe care o facem subsolului, nu solului, nu ne ocupăm de partea de sol, ați spus la început este subsol. Este o ecografie a subsolului. Prin comparație cu domeniul medical, putem să spunem că este ca și cum ai merge la ecograf și medicul generalist ar trimite la ecograf, medicul ecografist
îți faci o investigație. Cum se spune în popor, mai întâi citește. Da? Citește, da, așa, și pe urmă te trimite la chirurg să vadă exact ce ai. Îți indică zona care, la care ai probleme. Așa și noi. Facem investigația aceasta, o ecografie asupra subsolului, facem o imagine, de fapt o fotografie a subsolului, pe care o dăm clientului nostru, care o analizează, o procesează și interpretează și apoi pune sonda. E chirurgul care pune sonda și pe urmă determină dacă există sau nu există gaze sau hidrocarburi în zona respectivă. În Suceava, Societatea Prospecțiuni pentru cine lucrează? În Suceava, noi lucrăm, Societatea Prospecțiuni, în acest moment lucrăm pentru RomGaz S.A., Societatea Națională RomGaz S.A. RomGaz lucrează pe un bloc care a fost concesionat de acesta de la Agenția Națională de Resurse Minerale din 2000. Deci a fost ratificat de Guvernul României prin HG în anul 2000. Și de atunci RomGaz investigează în acest bloc din care face parte și județul Suceava, investigează geologic și geofizic subsolul pentru descoperirea de hidrocarburi convenționale. Nu hidrocarburi. Asta ce înseamnă ca să... Nu este vorba de gaze de șist. Dacă celebrele, celebrele. Așa, deci sunt hidrocarburi convenționale și în special gaze. Înainte de emisiune, oricum, v-am și spus că am să profit de experiența dumneavoastră și am să vă întreb mai în detaliu, dacă va fi timp, ce înseamnă această exploatare a gazelor de șist. Și în Suceava, din ce an? Bine, nu acum cu aceste lucrări. Da, noi avem activitate în Suceava. În ultimii 15 ani am lucrat aproape în fiecare an. Ce e drept, până în 2013 am lucrat achiziție de date geofizice 2D, iar din 2013 achiziții de date 3D. Adică în adâncime? Deci în suprafață, deci măsurătorile se fac numai la suprafață, deci 2D-ul se face pe un aliniament, 3D-ul în suprafață. Deci dispozitivul nostru se pune în suprafață. De aia și volumul mare de utilaje, oameni care... Ceva realizări? De când sunteți în... De 15 ani ați spus în... Bineînțeles. Noi am contribuit la descoperirile care le-a avut RomGaz-ul și nu numai în zona asta. Aș putea să dau niște exemple. Zăcământul de la Frasin, Todirești, Valea Seacă, Baia, Comănești, Bilca, Frătăuți, Vicșani, Voitinel. Totuși, pentru noi sucevene, cel mai cunoscut e Frasinul. Da, pentru că este și cel mai important și în ultima perioadă, chiar luna trecută, RomGaz a făcut o descoperire destul de importantă, deci în zonă. Deci, nu le puteți da mai multe detalii. Nu pot, pentru că suntem ecografia, dar fotografia ați predat-o doar. Da, activitatea noastră este, de fapt, primul pas în etapa de explorare. Deci noi suntem pionierii în zona respectivă. Ce implică această etapă de explorare? Mai exact. Etapa de explorare a zăcămintelor de hidrocarburi se face în mai mulți pași. Primul pas este o etapă de cercetare geologică, urmă este cercetarea geofizică pe care o facem noi prin achiziția de date geofizice, procesarea acestor date, interpretarea lor, după interpretare urmează etapa de punerea sondelor, deci este tot etapa de explorare prin sonde, care, de fapt, eu dau o structură, noi dăm o structură pe baza căruia RomGaz-ul o investigează și vede dacă este plină cu hidrocarburi sau nu. Deci atunci se ia să află, de fapt, rezultatul final după ce s-a săpat sonda. Compania dumneavoastră nu interpretează, nu citește aceste date, ca să spun. Nu. Compania noastră face numai achiziția de date din teren, datele brute, care se
Dar ar putea compania să citească, nu? Poftim? Nu, pentru nu, că sunt ce? Așa. Și facem și procesarea acestor date. Dar după ce s-a făcut procesarea, aceste date sunt date clientului nostru în speță de față RomGaz. Aceste date sunt date, RomGaz are datoria să le dea și la Agenția Națională de Resurse Minerale. Toate aceste... Este structura care monitorizează toată activitatea, da? Da, structura guvernamentală care monitorizează toate aceste activități. Și a dumneavoastră, nu? Și a noastră și a RomGaz-ului. Am înțeles. O să luăm prima pauză de publicitate, după care vom reveni să înțelegem câte puțin cum acționează firma Prospecțiuni în teren, care sunt greutățile și dacă totuși o să răspundem și la această primă întrebare, ce pericole generează activitatea de prospectare pentru comunități. Acum, rog regia publicitate. Am revenit în direct în platou pentru partea a doua emisiunii Raportul de Seară. În studio se află domnul Marius Milea, director de producție la Societatea Prospecțiuni SA București și doamna Andra Sas, manager marketing și comunicare, Societatea Prospecțiuni SA. Domnule director, care sunt etapele înainte de a intra în teren pentru prospectare? Ce pași faceți? Ce pași trebuie să urmați dacă acești pași sunt reglementați de legi naționale, internaționale? Deci aș vrea să vă specific de la început că ne aflăm aici după ce am câștigat o licitație internațională, da, la care au participat mai mulți operatori în domeniu. Și din străinătate. Și din străinătate, pentru că în România nu există altă firmă care să facă achiziție de date. E o activitate, cum am spus, de nișă. Este o activitate de nișă. Deci am câștigat această licitație, în urma căruia s-a încheiat contract cu Compania Națională RomGaz SA și am început activitatea. În prima fază a activității noastre este informarea localnicilor și comunităților locale de activitățile noastre. Dar înainte de asta trebuie să luăm toate avizele de la autoritățile naționale și locale. Spre exemplu, avem pentru lucrarea asta este avizul Agenției Naționale de Resurse Minerale de efectuarea achiziției de date geofizice. Luăm aviz de la agențiile de mediu locale și naționale, de la distribuitorii de servicii, cum ar fi distribuitorii de apă, canal, rețele electrice. Da. Servicii publice. Da. Și, bineînțeles, de la infrastructură, de la drumuri naționale, drumuri județene și... De la drumuri naționale și județene, de ce? Pentru că traversăm aceste drumuri și trebuie să le traversăm cu o anumită aprobare. Pentru că noi întindem niște cabluri care stau de la câteva zile la o săptămână în acel loc și avem autorizații speciale de la drumuri naționale pentru a nu se... Am crezut că le spargeți, că și așa sunt sparte și de capul. Nu, niciun caz. Și, bineînțeles, de la RomSilva și... Da. Deci, astea sunt aprobările de la autorități. Noi informăm apoi consiliile județene și consiliile locale despre activitatea care o să o desfășurăm, informăm locuitorii comunității, consiliile locale, primarii și... Adică e o întreagă campanie aici, nu? Da, și poliția, pentru că noi ne desfășurăm activitatea și cu exploziv care se utilizează în aici industrie. Se supune lege armă, da? Da, avem legi speciale, suntem monitorizați, nu numai de la nivel național, și la nivel internațional, deci totul este, trasabilitatea folosirii explozibilor este monitorizată în orice moment.
Ce e mai greu în această activitate? Activitatea pură sau activitatea, campania de informare a populației? Unde... Cel mai greu este lucru cu oamenii. Mm-hmm. Și în special obținerea acordului, în special identificarea proprietarilor și a utilizatorilor de teren, cu care noi trebuie să luăm legătura și să îi convingem să ne lase să ne desfășurăm activitatea pe terenurile lor. Și, de asemenea, după identificare, care e un proces foarte lung și foarte greoi, și contactarea acestor proprietari și utilizatori de teren și încheierea unor înțelegeri cu aceștia. Și să înțeleg că e politica companiei, că folosește doamne inteligente și frumoase, nu? Nu această numai. Campanie de informare. Bineînțeles. Da. Asta a fost o politică de 60 de ani a companiei și până acum am avut succes. Vă respectat. Atunci, despre campania de informare, vorbim cu doamna Sas. Vă rog. Doamna Sas, primii pași, că de aici au fost anumite neplăceri, s-au produs anumite neplăceri în relația cu cetățenii. Cum ați promovat, eu știu, această campanie de informare a publicului, a cetățenilor? Înainte de începerea fiecărui proiect, dorim să asigurăm o campanie de informare cât mai cât mai bine realizată, tocmai pentru că activitatea noastră, în primul rând, nu este ceva care poate să treacă nevăzut. Da. Avem o echipă destul de mare, care este în fiecare zi în văzul tuturor. Aveți și utilaj mare, nu? Exact. și pentru că este un proces care nu este cunoscut tuturor. În acest sens, înainte de începerea proiectului, în cazul acestui proiect, am trimis în jur de 18.500 de scrisori de informare către toți localnicii din prima parte a proiectului, primele câteva localități din proiect. Da. Această transmitere a informației se face cu ajutorul poștei, prin oficiul poștal. Solicităm din partea lor numărul de case din fiecare dintre aceste comune și transmitem fiecărui localnic o scrisoare care descrie în primul rând activitatea prospecțiunii, faptul că nu derulăm gaze de șist. Acest lucru este menționat și în scrisoarea. Mai în colegii mei, da? Vă rog. Da. Clientul. Și ce urmează să vadă localnicii în următoarele câteva zile, odată ce se încep lucrările în teren. Pe cealaltă parte a scrisorii avem și o descriere a metodelor utilizate. Așa cum spuneați, echipamentul nostru este mare. Da, și are tot felul de inscripții. E senzația că sunt mașini de război. Și vrem să ne asigurăm că nu speriem pe nimeni și că am informat corespunzător. Ies atâtea cabluri de acolo, atâtea antene, încât... Numai prin filme am mai văzut așa ceva cu mașinile. Bă, nu, continuați. În afară de campania de informare dinaintea începerii proiectului, în teren avem o brigadă de acces teren, o brigadă de permit. Avem 15 persoane care sunt prezente în fiecare zi în teren și pot comunica cu localnicii atât pentru obținerea accesului pe teren. Contactăm proprietarii de terenuri, utilizatorii terenurilor pentru a obține acordul lor pentru a putea accesa terenurile pe care le lucrează sau pe care le dețin. După care, în cazul în care apar întrebări sau nelămuriri, există un număr de telefon care a fost menționat inclusiv în acea scrisoare, la care toți localnicii pot apela oricând. Oamenii noștri din teren sunt foarte bine pregătiți și vor merge la fața locului, vor organiza o întâlnire cu persoana respectivă și vor răspunde la orice fel de întrebări ar putea avea. Bun, acum, de modul cum s-a realizat această comunicare cu autoritățile locale, cu oamenii din zona unde ați intervenit, sunteți mulțumită de acest mod de cum a colaborat? Pentru că au fost neînțelegeri. Au apărut confuzii, într-adevăr, și din acest motiv suntem aici astăzi, tocmai pentru că ne dorim să clarificăm orice problemă care ar putea apărea în teren. Și având în vedere că prospecțiuni lucrează de 65 de ani în România și până acum nu au fost probleme, nu cred că ați auzit să fi fost probleme cu activitatea noastră, nu cred că există un motiv de îngrijorare pentru localnici. Noi putem să garantăm faptul că tot ceea ce presupune activitatea companiei este sigur pentru oameni, mediu, locuințele acestora
și nu avem nicio intenție să distrugem relațiile care le-am creat în 65 de ani de activitate. Deci asta ar fi garanția că n-ați creat probleme majore comunităților sau a mediului. Bun, acum, cum să vă spunem, s-au produs neînțelegeri. Adică oamenii s-au speriat și o să intrăm imediat în, și la metodele de lucru. Dar m-ar interesa un lucru, că a vorbit și domnul director, a zis de avizele naționale și locale. Dacă statul, că despre asta e vorba, instituțiile aparțin statului, dacă statul spune ok, da, sunt de acord, mergeți, respectați normele. La nivel local, un consiliu local spune nu. Cum? Care este metoda, procedura de lucru, da, în aceste condiții? Cum spunea și domnul Milea, da, informăm primăriile, consiliile locale, tocmai pentru că ne dorim să avem sprijinul lor în activitatea pe care o desfășurăm în comunitatea respectivă. Avem nevoie de ajutorul lor cu identificarea proprietăților de teren. Probabil că vă este cunoscut faptul că în România bazele de date cu proprietățile de teren private nu sunt neapărat actualizate în toate orașele sau comunele. Da, sunt și cazuri în care există opoziție din partea autorităților locale. Opoziția este... Evident, nu avem ce să facem. Bun, nu vreți să comentați. Atunci, pe domnul director, fiind un domn experimentat, mai trecut prin viață, pentru că aceste consilii funcționează și pe criteriu politic. Și e posibil ca un vot să spună nu. Poftim. Da, dar și aceste consilii trebuie să respecte legile României. Deci în caz că deciziile consiliilor locale sunt nelegale, noi respectăm deciziile consiliilor locale a primarilor, dar dacă considerăm că este o decizie nelegală sau mai puțin legală, ne adresăm spre soluționare instituției prefectului, care poate decide dacă decizia consiliului local a fost legală sau... Da, că asta e procedura. Da. V-ați întâlnit cu asemenea situații în țară în ultimii ani? Da, au fost și ați avut prefecții, câștigi de cauze? Da, au fost și în județul Ploiești, în județul Prahova, în care prefectul a soluționat aceste... Da, hotărâri de consiliu local. Hotărâri de consiliu. În județul Timiș, de exemplu, au fost hotărâri ale consiliului local că nu sunt de acord cu prospecțiunea pe teritoriul UAT-ului. Da, unitățile administrative teritoriale. Bun, la urmă, dacă statul, pentru că tot ce e subsol aparține statului, nu? Da. Dacă statul hotărăște că trebuie să scoată resursa, da, să profite și să aducă, eu știu, un plus economiei, o autoritate locală nu se poate opune. Deci, noi notificăm autoritățile locale, luăm legătura cu ele, bineînțeles. Iar cu populația, cu proprietarii de terenuri? În condițiile în care noi avem toate avizele, toate acordurile legale, nu putem să intrăm. Și în relația cu proprietarii negociem. Și în relația cu proprietarii negociem. Bun, doamna Sas a zis ceva despre procese verbale de compensare pentru eventuale stricăciuni temporare. Ce stricăciuni, nu știu cine vrea, pe un hectar, ce stricăciuni puteți, eu știu, produce? În ce procent? De 10-20% din cultură? 1%? Ne puteți spune? Sunt daune temporare ale culturilor agricole și stricăciunea poate să fie de lățimea echipamentului care intră pe terenul respectiv. Da. Spunem temporare tocmai pentru că în condițiile în care am afectat cultura, nu, următorul an cultura va fi, nu va avea niciun fel de problemă în locul respectiv și proprietarul sau utilizatorul terenului respectiv este compensat ca atare. Deci se calculează dauna provocată, prețul este prețul pieței. Și... Bun, asta trebuie să mergeți să contactați și direcția agricolă dacă e vorba de un teren arabil, da? Dacă e o cultură ceva, nu? Ca să, sau cum faceți? Da, se măsoară suprafața, știm tipul de cultură care este pe suprafața aceea și declarația utilizatorului de teren a producției medii la hectar pe care o obține cultura respectivă. Și se folosește
prețul pieții. De obicei, noi lucrăm cu prețuri maximale, ca să utilizatorul de teren să fie mulțumit. Bun. Ce vreau să mai specific în activitatea noastră, deci noi nu obstrucționăm activitatea agricolă. Deci activitatea agricolă a utilizatorului se poate desfășura în paralel cu activitatea noastră. Deci, cât stați pe o zonă unde interveniți? Cât timp? Noi parcurgem această zonă, deci în momentul în care venim cu utilajele noastre pentru a face acele găuri în care ne instalăm, să punem explozivul, o gaură durează în jur de 15-20 de minute și pe urmă tractorul pleacă. În momentul în care se generează, se folosește un vibrator, staționarea se face pe un punct maxim 2-3 minute, nu mai mult. Mai mult rămân cablurile și senzorii instalați pe aliniamentele respective, care poate să rămână de la câteva zile până la două săptămâni. Depinde și de activitatea noastră, cât de intensă e producția care o obținem zilnic, depinde de intemperii, dacă bate vântul, dacă sunt condiții atmosferice și dacă avem vandalism pe teren, dacă se taie cablu, atunci ne întrerupe din activitate și avem probleme. V-ați întâlnit cu asemenea cazuri? Da, sunt destul de dese. Unele sunt involuntare, altele sunt voluntare, da? Voluntare, să mai fură și cablu. Ce are cablul acela special? Este, are o cantitate foarte mică de cupru. Este cablu de date, până el nu merge curentele. Cablu sunt niște fire foarte subțiri de date. El este mai gros, dar sunt protecțiile acestor imediat. Fire, da, oricum, deja ați dat fiori, domnul director Milea. Ați pomenit de dinamită. Care sunt metodele de lucru? Aici să nu facem o confuzie. Nu este dinamită. Noi nu folosim dinamită. Noi folosim... Explozibil, a spus, da? Noi folosim o substanță explozibilă care este folosită în industrie, este omologată, este fabricată în Uniunea Europeană, este foarte sigură, este importată din Spania. I-am spus dinamită ca să-i facem atenție pe respectatorii noștri. Este un material exploziv folosit în industrie, deci nu numai de noi, de către toată lumea. Da. Acest material exploziv are în compoziție, de fapt, în jur de 94-96% azotați de potasiu și de sodiu. Deci azotatul este un îngrășământ. Deci și mai are alte substanțe care pentru a da anumite calități. Deci nu folosiți substanțe periculoase pentru om, pentru pânza freatică, pentru... Nu, în niciun caz. Nu. În niciun caz. Deci de-aia nici nu putem să poluăm pânza freatică. Deci, cantitățile mici pe care le folosim, că se folosesc cantități foarte mici de exploziv în acele găuri, sunt nesemnificative. Ce echipamente folosiți? Ați adus și, ca să avem și recuzită, da? Niște cabluri. Da, întâi aș vrea ca să vă povestesc, poate că regia ne dă niște imagini. Da, că avem imagini, da. Vă rog, regia, da, avem o primă fotografie. Deci, în primul rând, aș vrea ca să spun că activitatea de achiziție date geofizice are un impact nesemnificativ asupra mediului. Deci, această încadrare a fost făcută la nivel internațional și la nivel național de toate agențiile de mediu. Deci, activitatea noastră nu are un impact asupra mediului. De aceea și lucrăm la cele mai înalte standarde, la standarde internaționale. Tot echipamentul nostru și metodicile sunt folosite la nivel internațional și echipamentul este omologat și importat de la cea mai mare firmă de echipament geofizic din lume. Da, următoare, da? Deci, metoda... Deci putem să revenim la primul. Noi folosim metoda... Solicitați și colegii să supună, ca să spun.
a undelor elastice. Deci se generează o undă elastică. Următoarea imagine o să o vedeți, este mult mai sugestivă. Dacă aruncați o piatră într-o baltă sau un lac, se creează acele unde. Aceste unde elastice generate cu ajutorul vibratorului sau a exploziei se propagă prin subsol și se reflectă și se reflectă și vin înapoi la suprafață și noi practic măsurăm, facem achiziția datelor de geofizică, facem măsurătoarea la suprafață a acestor unde elastice. De fapt, ce măsurăm? Măsurăm niște timp și niște frecvențe. Atât. Da. Nu mai mult. Generarea, deci v-am spus că metoda este, se poate asimila cu o ecografie, da, ca medicului, deci este o metodă neinvazivă, care nu produce stricăciuni în interior. Cum nu produce ecografia stricăciuni în corpul omenesc, față așa de... și da, față de o radiografie, care da, poate să da, reducă. Deci e asimilată cu ecografia. Mergem mai departe, da? Da. Topografia? Topografia, deci să face o măsurătoare de pe suprafața de explorat, unde și se marchează zonele unde se vor amplasa senzorii de mișcare, acei geofoni pe care putem să vi arătăm aici. Da, acum trecem pe o imagine. Da. Și da. Ia aveți și da. Da. Așa. Mai puteți să mai să ne întoarcem la, da? Nu, să mai dați un slide. Asta e tot partea topografică. Da, mai mergem mai departe. Așa, ăștia sunt geofonii, sunt de fapt niște senzori de mișcare, un fel de microfoane, care în sensul mai ușor, da, care îi am și aici, putem să-i vedem mai da, târziu după ce terminăm. Da, după ce terminăm, după ce terminăm, da? Care se plantează, se înfig în pământ, pe un anumit aliniament. Acești senzori, puteți să dați mai departe, sunt legați între ei de, printr-un cablu de date. Am spus, este un semnal care se înregistrează, uitați senzorul respectiv, geofonul respectiv, da, uitați-l, care are un cui de 10 cm lungime și înăuntru, de fapt, este o bobină într-un câmp magnetic. Este da, o simplă bobină care pusă pe niște arcuri. Mergem mai departe. Astea sunt unitățile electronice de teren care preiau semnalul, preiau datele geofizice și care le transmit mai departe la un computer, o stație de înregistrare a datelor, așa, care le pune pe, aceasta este stația de înregistrare, în care înăuntru sunt niște computere care pun aceste date într-un format digital pe niște DVD-uri sau CD-uri. Da, vedeți? Acum, când vezi așa ceva acum, pe lanul, da, lanul de porumb, normal să te întrebi. Da. Da? Generarea undelor elastice se face, v-am spus, cu metoda VibroSize, cu aceste vibratoare, sunt niște mașini care par mai mari, sunt de vreo 3 dimensiuni, astea sunt mai mici, dacă să și văd. Celelalte sunt mai mari, astea sunt mai mici. De fapt, aceste vibratoare lasă o placă metalică pe pământ, greutatea lor se lasă pe această placă și ele încep să vibreze cu o anumită frecvență și o anumită amplitudine. Și această vibrație se transmite în sol și pe orizontală formează, se resimte această vibrație? Această vibrație, să facem o comparație, dacă ești la 10 metri de un vibrator de genul sau la 5 metri, ești și ca și cum ai simți un camion încărcat trecând pe lângă tine pe șosea. Da. Vibrațiile respective. Cu camioanele suntem obișnuiți cu da, așa ceva, nu? Asta este problema. Deci vibrațiile astea durează între 10 și 14 secunde, nu mai mult. Sunt frecvențe foarte înalte care nici nu le simți. Simți numai prima parte. Mai neplăcut este
imensitatea mașinii, care o pare mai impozantă, dar și zgomotul care îl fac motoarele. Atât. Dar și acesta este... Suntem aici la graniță cu Ucraina și lucrurile nu s-au remurit. Adică mai multă gălăgie face un compactor sau pe o stradă sau un picamăr decât avem parte de așa ceva așa în oraș. Da. Și, v-am spus, sunt tranzitorii, adică durează 2 minute pe un punct, după care se deplasează la o anumită distanță, 10-100 de metri, în altă parte. Deci, în acel punct nu stă mai mult decât. Aici artificieri la lucru, deci nu lucrează cu dinamita? Nu, aici sunt tot... Scrie artificieri la lucru. Da. Altă metodă de... Da. Așa este metoda cu cantități mici de exploziv, care se... pun în găurile care sunt făcute la 10 metri, adâncime între 3 și 10 metri, vedeți că diametrul găurii este de 7 cm, este foarte mic. Utilajele care fac aceste găuri sunt montate pe niște tractoare agricole, de cele mai mici tractoare agricole, de 45 sau de 50 de cai putere, să și văd acolo. Fabricate în România? Fabricate. Unele sunt fabricate în România și unele sunt John Deere sau nu știu ce. Dar sunt și de Brașov. Asta și la domnul Schulz, nu? Da. Și nu, că sunt fabricate în Italia și alea, nu sunt fabricate în... Da? Da, sunt toate fabricate în Europa. Asta sunt știut. Am înțeles. Pentru că au alte standarde și atunci ați văzut că tot echipamentul nostru de teren este fabricat și a fost conceput, proiectat și fabricat ca să aibă un impact cât mai mic asupra mediului și să fie foarte versatil, să putem pătrunde peste tot și să nu aibă un impact asupra mediului. Vedeți că tractoarele sunt 4x4, nu lasă urme, nu se face gaura, se face cu șnec, deci este uscat, nu se folosește niciun fel de soluție absolut nimic. Totul este pământul care îl face acel șnec, el se bagă înapoi, se face gaura cu acel șnec, se pune cantitatea mică de exploziv, după care se astupă până cu pământul, așa. Da. După care vine artificierul și produce explozia respectivă. Astea sunt geofonii sau traductorii care se amplasează, care captează, de fapt, unda elastică care vine din sol. Aici face cu... Atâta, cred că s-a terminat. Da. Putem să arătăm chiar... Da. Din avem un studio și recuzite. Da. Și recuzite. Cum am spus dumneavoastră, microfoanele, nu? Microfoanele. Da. Deci, aceștia sunt acei captori sau geofoni care... Deci sunt niște senzori de mișcare, înăuntru au o bobină și care se mișcă la orice mică trepidație care o simte. Ce vreau să vă spun, că sunt foarte sensibili și captează, adică noi mărim semnalul captat de el ca să putem să-l folosim în jur de 1.000.000-1.500.000 de ori. Deci vă dați seama cât de sensibili sunt. Adică, deci, ca să mai distindem discuția, dacă trece un porc, porc scăpat la 100 de metri... Se simte orice. Se simte vântul, se simte orice aliere de vânt. În momentul în care se face înregistrarea, toată lumea trebuie să stea pe loc, nu are voie nimeni să se miște, să se deplaseze pe lângă acești geofoni. Pentru ca să fie influențat cât mai puțin de zgomotul ambiental. Și cablul portocaliu? Și acești geofoni care, v-am spus, sunt amplasați în anumite puncte și sunt legați la acest cablu care dă transmiterea datelor. De fapt, se conectează la acest echipament electronic care face o conversie din analog în digital și, pe urmă, se transmite prin cablu numai un semnal
Digital, numai un semnal numeric. Cablul respectiv e dezafectat? Da, a fost tăiat de tăiat. Tăiat de prieteni? De prieteni, da. De prieteni, am înțeles. Am văzut că nu are... A fost tăiat de prieteni și lipsește o bucată din el. Cam asta, da. În acest punct al discuției mai luăm o pauză de publicitate ca să avem alte 20-20 și ceva de minute cursive pentru a explica în continuare metodele de lucru și cu predarea datelor obținute, predarea datelor către furnizor. Revenim imediat, dacă logregia, dacă am primit telefoane, să ajungă și mesajele la noi. Acum rog publicitate. Da, am revenit în direct, rog invitații până la continuarea desfășurătorului prestabilit între noi să avem câteva mesaje din partea telespectatorilor. Se pare că, mă rog, în zona în care ați acționat până la urmă, domnul Dârja, de ce, și înțeleg că mi se adresează, de ce nu luați legătura telefonică în direct cu primarii localităților unde acționează firma Prospecțiuni? Dacă invitații dumneavoastră avea ceva împotriva acestui fapt. Domnule Dârja, i-am contactat, mi-au transmis că au încredere în acești doi invitați, mi-au promis că o să urmărească emisiunea și în cazul în care vor spune ceva ne la locul lor, neadevărul sau ceva, vor interveni ulterior în emisiunile noastre următoare și chiar la buletinele de știri. Atunci am mers pe mâna lor. Ați fi avut ceva împotrivă dacă intrau? Mă rog, no. Am făcut diligențele necesare. Da, mergem mai departe. Nicolae din Stroiești. Se spun numai minciuni. Au încălcat proprietățile oamenilor fără a avea acordul acestora. Nu ne-au informat cu nimic în legătură cu activitatea pe care o desfășoară. De asemenea și domnul Floric în aceeași... Nu, domnul Floric, în aceeași... Domnul, da, domnul Gabrilă, în același ton... În aceeași idee, nimeni nu ne ia în seamă și se bagă pe teren ilegal. Unde sunt despăgubirile promise care și așa sunt modeste? În fine. Puteți răspunde celor doi domni legat de... Da, în primul probabil rând... e vorba de echipele noastre care se duc în teren. În primul rând, despăgubirile sunt modeste. Despăgubirile trebuie să fie reale cu stricăciunile pe care le producem. Noi nu putem să dăm mai mult decât ceea ce stricăm. Și așa dăm la un nivel maximal. Ați explicat acest lucru, dar probabil că domnul n-a fost... Da, deci orice act pe care îl face în proces verbal cu proprietarii de teren sau utilizatorii de teren trebuie avizat și de compania de RomGaz care supervizează acest proces. Noi avem la echipă un reprezentant RomGaz care ne supervizează și ne monitorizează minut cu minut toate activitățile 24 de ore din 24. El este cel interesat. Cel și interesat. Nu, cred că nu-și dorește... Deci nu putem să facem ilegalități. Am înțeles. În legătură cu intrarea pe teren, noi încercăm să găsim toți proprietarii, să îi contactăm și să intrăm cu acordul lor. Nu respectăm proprietatea privată. Dacă din greșeală se întâmplă să intrăm pe o proprietate, pe un hat unde nu ne-am dat seama sau a fost o greșeală, noi ne reparăm și contactăm dânsii. Poate să contacteze primăria, Consiliul Local, noi avem adrese peste tot și putem să reparăm greșeala care am făcut-o. În legătură cu despăgubirile care... Da. Deci, acestea nu, se pot, acestea nu sunt greoaie, dar durează o anumită perioadă. După ce se încheie înțelegerea cu persoana respectivă, acestea intră, sunt avizate de reprezentantul clientului, după care sunt plătite, dar sunt plătite prin poșta română. Deci durează, este un proces. Da. În maxim două săptămâni ele să
plățile se fac. Depinde de... Plățile sunt făcute de dumneavoastră, de firma dumneavoastră sau de beneficiarul? Plățile sunt făcute de firma noastră, dar banii sunt decontați de la Romgaz. Romgaz. Domnul sau doamna, nu știu, n-am înțeles, Florica sau Florica, în zona Moara, pe unde au lucrat, a scăzut foarte tare apa în fântâni. Oare nu din vina lor că s-a întâmplat după ce au lucrat acolo? Ați avut lucrări în zona? Da, am avut lucrări. Nu este adevărat. Fântânile sunt alimentate din pânza freatică, care să știe că este foarte sensibilă la intemperii și la scade și se ridică în funcție de condițiile atmosferei. Dacă plouă, dacă un timp ploios, atunci se ridică nivelul, dacă e mai secetos, scade nivelul, dacă cum se vor topi zăpezile, atunci vor crește. Deci e fluctuația care e dată de alte fenomene, nu de exploziile noastre. Deci nu afectează? Nu afectează, pentru că noi nu tragem în pânza freatică. Nu. Și... Da. Domnul Vasile, o recomandare, să se poarte frumos angajații domnilor lor. Când i-am întrebat ce caută pe lângă casa mea, mi-au spus că fac curat pentru că vine premierul Ponta în vizită. A fost un hetru probabil acolo, un domnul angajat. În fine. Da, ce vreau să vă spun, dacă sunt sezizări asupra activității angajaților noștri sau asupra unei atitudini mai neprofesionale, vă rugăm să ne contactați, avem numere de telefon peste tot, telefoanele sunt deschise 24 de 1, 24, deci nu e niciun fel de problemă. Și mai avem încă două mesaje. Domnul Cristofor, am auzit împușcături și noaptea. Au voie să lucreze noaptea? Nu. Deci, categoric nu se lucrează noaptea, pentru că toată activitatea noastră și a tuturor angajaților noștri este foarte bine monitorizată. Noi știm în orice moment, în spațiu și în timp, ce se întâmplă. Fiecare angajat are și fiecare mașină este dotată cu GPS-uri care sunt monitorizate în permanent. Nu numai asta, dar și pe teren fiecare punct de generare este monitorizat în spațiu și timp. Deci se poate proba în orice moment, pentru că totul este înregistrat pe bandă magnetică. Și pe... Da, și domnul Ionel vă întreabă, mă rog, ați făcut precizări cuvenite pe parcursul dialogului, dar mă rog să-i răspunde și dumneavoastră sale. Domnul Ionel întreabă, firma are pentru etapa aceasta de explorare aviz de la Protecția Mediului ca să folosească exploziv? Se încalcă sau nu legislația mediului, cât și regimul, iată, armelor și muniților? Ați răspuns? Deci avem toate aceste avize. La primărie este un memoriu tehnic, la fiecare primărie, care conține un dosar cu toate avizele pe care le avem. Da. Acum, pentru că a fost o tărășenie, mă rog, și presa a și speculat acest lucru, oamenii din Bunești, Cumpărătura, Uncești, de fapt, prima situație a fost semnalată cea de la Uncești, unde am înțeles că s-a folosit explozibil, da? Nu dinamită, cum am spus. S-au plâns de activitatea societății și s-au îngrijorat pentru sănătatea lor, pentru clădirile lor. Mă rog, am fost chemați noi, presa locală, să vedem unele crăpături în case. Afectează activitatea dumneavoastră? Poate afecta un imobil, o clădire? Cât de veche, cât de nouă ar fi ea? Activitatea noastră nu afectează și n-ar trebui să afecteze niciun fel de clădire sau imobil. Noi păstrăm distanțele de siguranță față de clădiri, avem niște instrumente de măsurare a amplitudinii vibrațiilor de lângă cea mai apropiată clădire
în cazul în care facem explozia, deci monitorizăm permanent aceste vibrații. Într-adevăr, la Bunești am avut o situație neplăcută datorită unor condiții specifice zonei geomorfologice și condiții mai speciale. S-au simțit aceste vibrații mai tare la anumite, pe o anumită stradă, la anumite case. Noi am luat măsurile care s-au cuvenit pentru așa, nu a fost din cauza activității noastre, dar ne-am însușit și am încercat să ajutăm comunitatea locală, cei afectați. Am adus un expert în construcții care a inspectat toate acele case în care au apărut crăpături, dar nu din cauza activității noastre, pentru că expertiza care s-a făcut a plecat de la premisa că construcția a fost făcută conform autorizației de construire, adică fundația a fost făcută corespunzător, nu s-a putut face o prospectare a fundației datorită faptului că solul era înghețat. Dar noi am înțeles cetățenii respectivi, am luat legătura cu acest expert, le-a făcut expertize la fiecare casă și i-am despăgubit, suntem în faza de despăgubire pentru aceste incidente, că sunt incidente. Și dacă... Deci, ne-au venit alaltă ieri primele rapoarte de la expert, s-au luat legătura cu persoanele respective și s-au încheiat înțelegeri pentru despăgubire. Doamna Sas. Tocmai pentru a nu se interpreta, aș vrea doar să menționez că expertul a fost angajat din zonă, ci este un expert independent, care a făcut aceste vizite. Adică vreți transparență totală? Da. Asta e bine, cumva v-a asigurat, oarecum garantați oamenilor că lucrați la suprafață, că e cam greu, cum a zis și doamna Sans la început, că e cam greu să ascundeți activitatea. Deci, ce vreau să vă spun, că noi vrem ca să avem niște relații foarte bune cu comunitățile locale. În cei 36 de ani de când lucrez la această companie, nu am avut probleme cu niciun fel de comunitate locală. De ce? Pentru că noi oricând putem să venim înapoi, să lucrăm și dacă nu lăsăm loc de bună ziua. Da, corect, asta e. Asta e vorba tradițională, și de respectul față de comunitate și de om. Deci, dacă în cazul în care stricăm ceva, noi reparăm. Da. E vorba de drumuri, în cazul în care plouă sau drumurile de câmp, care noi lucrăm cu camionete foarte ușoare, dar la plecare vom lăsa drumurile la stadiul care le-am găsit. Deci vom repara tot. Vorbiți și de drumurile de acces pe tarlale, nu? E vorba de tarlale. Da, pentru că în cazul acolo, în care ai... Asfalt, bănuiesc că nu e vorba de asfalt, e vorba de drumurile de tarla, unde dacă plouă, bineînțeles. Dar noi avem mașini ușoare, nu lucrăm cu acele mașinării vibratoare mari în câmp când este umed. În acești ani de activitate v-ați întâlnit, ați avut situații de poluare a apei, iarăși o mijlocare, ați văzut, n-am era vorba de pânza freatică. N-am avut în 65 de ani niciun fel de... Deci nimeni nu vă poate acuza, nimeni nu poate căuta în istorie. Dacă vă pot spune mai multe, noi suntem monitorizați de, v-am spus, de autoritățile statului și de apele române. Deci noi dăm rapoarte lunare și pentru ca să... Deci nu e... Domnul director, știți cum e? Noi din anumite motive nu trebuie să le discutăm aici, românii încă nu au încredere foarte mare în instituțiile statului. Mă rog, motivele nu le discutăm, dar și de asta apar întrebări. Veniți, asta e, cum să spun, Golgota dumneavoastră, că trebuie să explicați, trebuie să
păstrați o permanență legătură cu oamenii. Veți continua această strategie de comunicare cu cetățenii? Adică din această experiență, mă rog, că au fost mici neînțelegeri. E nevoie de schimbare a strategiei sau considerați că asta este linia? Nu numai că dorim să o continuăm, dar încercăm să o îmbunătățim de fiecare dată. Fiecare parte a României are specificul ei, oamenii comunică într-un anumit fel și așteaptă informația să ajungă la ei într-un anumit fel și încercăm să ne adaptăm de fiecare dată și pentru noi aceste întrebări care vin din partea localnicilor sunt foarte importante pentru că ne ajută să înțelegem ce trebuie să comunicăm. Angajații prospecțiunii sunt experți, geologie, geofizică și modul de comunicare de multe ori poate să fie tehnic. Încercăm să prezentăm activitatea noastră în termeni cât mai simpli, pentru ca și cei care nu neapărat cunosc termeni precum unde elastice sau să poată înțelege ce face mai exact și ce presupune, cum îi va afecta pe ei. Ar fi ciudat dacă oamenii nu ar fi îngrijorați în momentul în care văd ceva altfel decât procesele cu care sunt deja obișnuiți. Înțelegem că pun întrebări și pentru asta suntem aici, să răspundem. Doamna Sas, mai întreabă dacă se lucrează, poate să răspundă și domnul director ulterior, dacă, eu știu, firma, compania pe care o reprezentați caută gaze de șist. Că de aici totul până la urmă a plecat. Da. Da, ce caută? Nu. Nu. Compania Prospecțiuni nu caută gaze de șist. În primul rând, nu căutăm resurse. Activitatea noastră presupune realizarea, dacă ar fi să o pun în termeni, să pun în termeni foarte simpli, ceea ce facem noi este o fotografie a subsolului. Nu căutăm un anumit tip de resurse. Dar clientul nostru a declarat și este și un comunicat de presă care a fost transmis în Suceava, da, în care se specifică foarte clar scopul lucrărilor din zonă. Și este vorba de resurse naturale. Și lucrați numai în Suceava, numai pentru RomGaz, da? Da. Da. Am înțeles. Deci, domnule director, garantați că nu sunt prospecțiuni pentru gazele de șist? Garantăm. Da. De ce? Nu ar fi în zona noastră? Nu puteți da. Nu pot să dau, pentru că nu sunt în domeniu. Nu, dar e în afara domeniului meu de activitate. Dar geologic, în zona aceasta, nu se găsesc. Când plecați pe teren, aveți anumite, anumite indicii, vă orientați după ceva anume ca să porniți căutarea în zona respectivă. Bun, acum am înțeles că s-a descoperit tot direștul Frasinului, cel mai cunoscut, și probabil se caută o pungă, o alungire. Deci asta este apanajul celor de la RomGaz. RomGaz. Deci și a Agenției Naționale, Agenției Naționale de Resurse Minerale, care se concentrează pe anumite... Ei informații. Sunt informații anterioare care sunt obținute în decursul anilor. Nu uitați că România este producătoare de petrol din 1857. Și producătoare de gaze de la 1904 sau 1905. Deci avem tradiție. Deci în Europa suntem prima țară producătoare de petrol. Vorbiți frumos despre România în acest domeniu. Deci avem date anterioare în toate zonele țării despre anumite zone cu potențial mai mare sau mai puțin asupra hidrocarburilor, asupra gazelor și petrolului. Totul ele este să le cercetăm. Trebuie cercetate an de an cu diferite metode, din ce în ce mai sofisticate și mai precise, ca să... Cât de precisă este o citire din asta la RomGaz? Cât de exact trimite sonda aici? Sau e mai complicat. Trebuie să mă întrebați de precizia datelor care le facem noi, nu precizia. Deci se lucrează cu precizii de metri. De metri. Da. Deci dumneavoastră aproape că le furnizați tot un mur în gură. Nu chiar, dar v-am spus, noi facem o fotografie. Pe urmă vin alte tipuri de investigații care pot arăta dacă într-adevăr sunt gaze sau alte tipuri de resurse. Gaze sau petrol. Vom încheia emisiunea cu acea
întrebare, titlul pe care n-am mai introdus-o, care este mesajul prospecțiunii sa pentru populație, dar până atunci am spus, profită de experiența și de prezența dumneavoastră în studio, pentru că ați amintit de tradiția României în acest domeniu. Despre prezent, ce ne puteți spune? Unde se află România? Avem un subsol, țara asta, nu noi, că am înțeles așa, și noi, indirect. Avem aceste bogății? Bine, nu, deocamdată nu reușim să le... România are un potențial în hidrocarburi destul de mare, în comparație cu celelalte țări europene. Eu vorbesc de rezerve onshore, adică pe uscat, nu pe mare. Da. Potențialul este, în zona aceasta este cantonat și este în zona muntoasă, în zona Carpaților, în zona Flișului, unde toate cercetările sunt foarte scumpe, datorită condițiilor morfologice, datorită condițiilor mai vitrine, pădure și tehnologia actuală a demonstrat că se poate cerceta și această zonă. Numai că trebuie să vină investitori care să aibă acei bani să poată investi în cercetare. Și unul din investitori este Romgazul, o companie românească care are succese din ce în ce mai mari în România. Suntem bogați, să înțeleg. Problema noastră e că trebuie să cercetăm continuu ca să putem găsi continuu noi rezerve, ca să putem menține un nivel al producției constant. Pentru că, știți, se consumă. Zi de zi consumăm. Deci, ca să putem să menținem rezerva, trebuie să facem cercetare. Și cercetarea durează. Din momentul în care venim noi, facem primul pas într-o zonă, durează 5, 6, 7 ani, poate și mai mult, până când se trece la faza de producție. Depinde de zonă. Acum v-aș ruga, pe rând, mai întâi pe dumneavoastră, domnul director, să încheiem această emisiune cu un mesaj, așa cum am spus eu, un mesaj de la compania Prospecțiune SA pentru populație, mai ales pentru populația unde aveți, eu știu, prestați aceste servicii de prospectare. Aș dori să le transmit tuturor comunităților locale și tuturor oamenilor să aibă încredere în noi, suntem deschiși la orice discuție și dacă au orice întrebare, poate să ne-o adreseze direct. Doamna Sas? Eu doresc să le mulțumesc tuturor celor care colaborează cu noi și care ne-au susținut activitatea de-a lungul a multor ani de zile. Și de asemenea aș dori să-i rog, în cazul în care în continuare sunt întrebări, neînțelegeri, sunteți un proprietar de teren care nu a fost contactat sau lucrați un teren pe care urmează să se desfășoare lucrări, apelați cu încredere la agenții noștri de permit care se află în teren tocmai pentru a putea răspunde întrebărilor dumneavoastră. Pot apela și la noi, nu? Dacă vom primi întrebări, și vă putem contacta, da? Sigur că oricând. Da. Vă mulțumesc pentru participare, sper că am lămurit anumite chestiuni arzătoare. Nu ne rămâne decât să vă dorim succes. Mulțumim. Mulțumim. Doamnelor și domnilor, cam atât pentru astăzi. Au fost în platou invitați televiziunii Bucovina TV, domnul Marius Milea, director de producție la Societatea Comercială Prospecțiune SA București și doamna Andra Sas, manager marketing și comunicare la aceeași companie. Atât pentru astăzi. Rămâneți cu noi. Urmează știrile Bucovina TV cu Oana Cocoș. Numai bine!